Vizual, prezența este 14-15, suntem statutate, temperatura la lucrările ședinței din data de astăzi, dar nu înainte de a pune sub aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc frumos! Pe ordinea de zi avem 11 proiecte de hotărâri, la care, după cum știți dumneavoastră, inițiator este doamna primar Miclăuș Diana Narcisa. Luăm punct cu punct și punem spre a discuta. Începem cu primul proiect, primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Vorbesc eu și... Da, doamna primar. Să punem și primul și cu ultimul, să vă uitați un pic acolo. Deci discutăm punctul 1 și 11. Pot să dau citire? Să dau citire la punctul 11, să știm ce discutăm. Da, da. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 74.000 lei pentru acordarea cadourilor de Crăciun, precum și organizarea sărbătorilor de iarnă în anul 2021. Deci, în prima parte de acolo, unde rectificarea bugetară, am primit suma de 2 miliarde de la Consiliul Județean, da? Suma din... din taxa pe valoare adăugată, dar această sumă o punem pe drumul de la LR. M-a spus că tot începem să strângem bani ca să facem un drum când mai trebuie bani. Asta să punem pentru drumul la LR și să punem bani pentru Crăciun, pentru cadouri. Anul trecut au fost 60.000, acum punem 74, mai cresc cu prețurile, nu cred că putem face chiar mare lucru, dar cam asta este suma. Și că asta am să vă spun, n-am altceva mai mult. Mulțumim și noi. Discuții pe punctul 1 și 11 din partea dumneavoastră. Atunci supunem spre aprobare punctul 1 și 11 de pe ordinea de zi. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineți? Vă mulțumesc! Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind externalizarea serviciilor DPO. Da, aici să se vorbesc eu. Da, domnul ministru. Serviciul de protecție a datelor, serviciul care nu poate fi susținut și făcut de către noi, cei din cadrul intern, și de asta l-am externalizat. Va fi făcut de altcineva, de un film, de un alt contract care se ocupe expres cu așa ceva. Nu ține de noi, nu putem noi efectua acest serviciu. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supun spre aprobare. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordul prealabil și autorizația de amplasament pentru proiectul de construire conductă de gaze, compresoare Moinești, depozit Albătești, tronsonul 4. Cine ne poate da explicația vis-a-vis de acest punct? Poftiți, domnul primar. Punctul 3. Conducta de gază. Da, trec cu conductul de gază, știți că îl schimb. Și acum le schimb. Și acum e tronsonul 4 pe care îl schimb. Și la fiecare tronson, pentru că trece și pe la noi, trebuie să trecem prin Consiliu, că să le dăm avizul. Și acordul că îi lăsăm să treacă pe la noi, prin comun. Asta e. Vă mulțumim. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare numărul 556 din 2006 din 29.11.2010. Aici aș vrea să luăm cu punctul 10 împreună. Deci să dau citire și la punctul 10, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Poftiți, domnule. Da, conform raportului de specialitate al lor, al CRAP-ului, fundamentarea operatorilor regional privind la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare,
avem aici o listă de modificare a prețurilor. Și o să vă dau câteva exemple, cum ar fi montarea prinic, filtrarea pe metru în cămin existent, dacă era 34,45, suma cum s-a ridicat la 39,50, sau demontarea unui apometru în cămin existent, de la 34, iar 39 de lei. Montarea apometru, de la 184 la 478. Am aici lista cu prețuri și modificări, care vrea să o consulte și cine dorește. Să mai mări prețul, ia asta. Au schimbat prețul. Da. Vă mulțumim. Mulțumesc. Avem discuție la acest om? Idei înapoi. Bun, așa. Da. Deci supunem pe aprobare, da? Cine este de acord? Împotrivă? Nu se abține nimeni. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Podul. O să vă spuneți cu ce este vorba, așa cum avem strategia Comunii Podul, trebuie să avem și un statut al Comunii Podul. Acest statut se aplică la fiecare proiect în parte, proiect european, proiect, la fiecare proiect o să trebuiască să ceară și acest statut. El este pe masă, cine vrea să-l consulte, poate să-l consulte despre tot felul de date și tot felul de lucruri despre Comuna Podul. Și o trebuie să aprobăm acest statut și cine vrea să vă lasă un inventar, cine vrea să se uite un pic, să se uite. Da, mulțumim. Mulțumim și noi. Supunem spre aprobare punctul 5. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? După cum am citit, parcă punctul 6 și 7 trebuie să le citim la un loc și le discutăm la un loc. Dau citire punctului 6. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu investiția, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Comuna Podul, județul Bacău, etapa a doua. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții, modernizare și eficientizare sistem de iluminat public în Comuna Podul, județul Bacău, etapa 2. Am vrut să spunem câteva cuvinte. Știți că mai depus un astfel de proiect prin care urmează să schimbăm și aceste berlanduri în comună. Licitația s-a finalizat. Avem un structură din ea care a fost dată pentru licitație. Nu știu dacă ați observat și mâine ce au putut să schimbe acele berlanduri și arată extraordinar. Acest proiect se referă la etapa a doua. Dorim să continuăm, cred că în prima etapă, valoarea totală pe care ei o pot da, undeva la 2 milioane de lei, 20 milioane de lei, numai că ei au impus o nouă comisie de închis, ca fiecare stâlp să aibă telegestiune proprie, ceea ce a dus la mărirea costului pe lampă. Și prin acest proiect se propune modernizarea a 668 de corpuri de iluminat numai, deci în continuare a celor 700 care ne-am luat în prima etapă. Noi, inițial, ei au comunicat prin internet că începând data de 25 octombrie, deci luni, se vor putea depune aceste proiecte. Noi, inițial, am încercat să ținem această ședință chiar luni, dar am fost contactați de cei care fac Dalim, că duminică, este un nostru congres, i-au dat noi clarificări și au făcut ceva modificări la Dalin. De ce a fost necesară întâlnirea aceasta de astăzi în ședință extraordinară? Pentru că banii nu o să ajungă pentru toți. Banii sunt mai puțini, primul venit, primul serviciu. De asta noi încercăm astăzi, dar avem ședință, restul documentelor sunt finalizate, mai lipsește doar această hotărâre de consiliu local, ca să putem depune. Nici așa nu suntem siguri că o să primim banii, dar repede, noi încercăm să depunem cât mai rapid. V-aș da cu citire poate valoarea totală a investiției, UTV-a de 2.154.000, de 200 de miliarde, valoarea eligibilă a proiectului 2.079.000, din care noi cheltuim eligibile 74.000, plus
2% care participăm la valoare eligibilă, deci undeva noi spunem 300.000 de lei noi, deci 3 miliarde. V-am spus 660 de vor de eliminat, vor înlocui cu sistem de telegestiune, tehnologiile, putere instalată la două rezervații, durata de garanție echipamentelor 5 ani, deci 5 ani dau garanție la acest lucru, cu o durată normală de viață, care vă trebuie producătorul, vă trebuie 11 ani. Dacă sunt întrebări pe ce mi-a explicat domnul Lice, exact. Totul să fie prins un program pentru un soft pe calculator. Da, cum am. Da, online îți arată exact stâlpul, seria, ce... Domnul Vice, mulțumim. Supun spre aprobare punctele 6 și 7. Cine este de acord? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind... Și 8 și 9, da? Dau citire punctului 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, reabilitare termică și energetică, obiectivului educațional, școala gimnazială numărul 1, Nicolae Șova, port C1, Comuna Podul, județul Bacău. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ. Proiect reabilitare termică și energetică a obiectivului educațional școala gimnazială numărul 1, general Nicolae Șova, corp C, Comuna Podul, județul Bacău. Da, tot dumneavoastră. Da, este un program susținut tot prin Agenția de Mediu. Noi, la populația pe care o aveam, putem să luăm o valoare eligibilă, avem undeva la 6 milioane de lei, 60 milioane de lei pe. Data de când s-a demarat proiectul este 20 septembrie. În primele două luni, deci până pe 20 noiembrie, cei care depun proiecte prin acest, pe această finanțare trebuie să aibă un punctaj minim de 70 de puncte. Dau ei niște... trebuie să avem aceste 70 de puncte. Noi încercăm să modernizăm școala Nicolae Șova. Valoarea totală a obiectivului de investiții 33 de miliarde de lei, din care valoarea contribuției proprii, respectiv valoarea cheltuielilor neeligibile plus aportul nostru, e 384 de mii, 3 miliarde, 13 de miliarde, 3 miliarde, o să repunem noi și da, undeva la 29 de miliarde, o să fie valoare nerambursabilă. Ce se propune prin acest proiect? În vederea reducerii, deci pe partea de energie se vor monta 16 panouri fotovoltaice, 2 acumulatori, capul fotovoltaic, se vor schimba toate corpurile din iluminate din interiorul clădirii, se vor pune corpuri de iluminații LED, panele de 48 de vați, 20 de vați, dau mai mult de exemplu, când sunt de fezabilitate. Se va schimba în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de intensitate al clădirii, se va schimba pentru ea, termopan, acolo este nevoie, se va învelopa clădirea plus șapanta, izolarea termică a pereților exterior și la interior, se va monta și o pompă de căldură care va veni lângă pompa pe bază de lemn care încălzirea pe bază de lemn care vreau să intru. Se va schimba, toate caloriferele din interior, ceea ce va produce la final o scădere a consumului de energie electrică și termică. Nu pot să vă mulțumim. Vă mulțumim, domnul Vici. Supun spre aprobare punctele 8 și 9. Cine este de acord? Împotrivă? Nu se abține nimeni. Am ajuns la punctul 12, în care vă rog frumos, dacă sunt probleme, să le punem în discuția ședinței de astăzi. Vă spun eu ceva. Da, doamna. La asta cu iluminatul public, prima parte a proiectului, mi s-a promis că, cum am zis, că asta ar putea fi și implementat.
că până de Crăciun se schimbă primile, se schimb primii 700 cât sunt de becuri, să vedem care. Probabil că o spune studenții, dacă și vremea de tehnicumie a fost o să schimbe, așa. Ar fi bine pentru că eu am văzut acolo un loc unde l-a schimbat și arată foarte fain. Adică și în afară de asta nu numai că arată foarte bine, dar și vorba despre economie. Când o să noi plătim, știți, foarte mult la curentul electric. Și astea vechi, în afara faptului că sunt vechi, știți că se strică foarte mult, se strică foarte mult și acum parcă linia e vechită, e din mulți ani, e de fapt, de fapt, schimbată. Aceste lucruri în fiecare, noi tot timpul trebuie să schimbăm becuri, tot timpul trebuie să schimbăm, să mai punem becuri, astea au rămas ca în chioare, așa să nu spun. Altfel, adică dacă o să vină astea, noi și pe urmă o să vină cealaltă, deja avem aproape cel puțin într-o, cred că, într-o proporție din 80% din comună, o să fie. Și o să mai facem și acele extinderi de extinderi de lumină și de rețea acolo unde trebuie, că știți că nu avem toate. Lucrăm la extinderea de picier, nu știu, am discutat despre ea în unele ședințe. Lucrăm la extinderi de apă, să vă mai spun așa, că ar plac și mai, și mai facem acum. Lucrăm la extinderi de apă, lucrăm la proiectele acestea cu drumul 6, lucrează, iar este în continuare pentru sala de sport de la Cernu, lucrăm pentru asta cu școala, ați văzut-o acum, pentru a reabilita. O să vă spun ce poate despre grădinița de jos de acolo. Știți că am făcut și am pus și am într-o ședință, am o ieșit foarte fain, chiar foarte bine. Ce a ieșit acolo jos a fost făcut chiar cu simț de răspundere. Mă bucur că băieții de la Desâmpirii împreună cu Vasile Ternat acolo și-au făcut chiar fain. Și asta, cum se zice, din călzit și să vedem acum cum o să facem programul ăștia care o să fie acolo și să nu strânge, să nu devasteze, să nu... Da, o să răspund pasnicul și o să vedem ce o să facem în continuare. Dar de, așa ca și idei și ansamblu a ieșit foarte bine. Și să vă mai spun, se termină, ați văzut o parte din dumneavoastră care a fost Cernu, se termină despre finalizare proiectul cu drumul de la Cernu, care eu am fost foarte mândru să termin acest proiect, să faci treabă bună, ce să zic, s-a făcut treabă bună. Lumea este foarte mulțumită, asta e foarte important. S-a luat primul și primul rând, nu neapărat pentru mașină, cât s-a luat praful de acolo, ce praf era din partea aceea. Să face extindere de apă la Cernu până la cămin. Acum să face extindere de apă de pe Făgădău. Și mai avem un coi extindere la Valea Șoșii, da? Aceste trei extindere se lucrează la ele. Deja proiectul este făcut, știți că ne costă, știți cum e la noi, ne costă mai mult proiectul decât lucrarea, că așa e la noi în România, asta e viața, trebuie să ne supunem. În ceea ce privește aceste probleme cu pandemia, cu... Nu spun că nu ne aliniem unor reguli sau nu spun că nu dorim ca toată lumea să fie sănătoasă, să nu avem probleme, nimeni, știți cum, nici este o vorbă, nici măcar dușmanului tău, să nu-i dorești niciodată rău, mai ales din punct de vedere a sănătății. Pentru că asta toată lumea nu dorește să fim sănătoși, că restul îi rezolvăm noi cumva. Noi am pus programul primăriei ca să nu stăm foarte mult toți aici cu plasintă, cât eu sunt cu persoane primăriei, să aibă mască. Asta e una dintre... Avem dezinfectant, avem tot ce trebuie. Se face în două schimburi, se lucrează. Se lucrează un schimb de la 8 la 2 și un schimb se lucrează de la 12 până seara la 7. Ca să nu rămână toți, să fie toți în primărie. La fiecare birou este câte cineva, puteți să anunțați timp de 2 săptămâni, așa se va lucra. O parte vor fi jos la birou, o parte vor fi sus și vor mai... cum îi vom face treaba, că asta este. Nu avem condițiile celea, atâta timp cât nu există o lege organică și atâta timp cât Uniunea Europeană o impus în toată Europa ca cei care vin în contact cu noi să aibă vaccin sau să aibă test, nu pot să impun eu oamenilor să vină cu vaccin la ușă,
dacă ei doar vin cu test. Deci nu, nu se poate așa ceva, pentru că n-ar fi, n-ar fi corect față de, față de alegi și drepturile omului. La mine, cine vine, cine vine în această primărie, nu trebuie neapărat să-mi arate certificatul verde. Nu toată lumea dorește să facă vaccin. Nu sunt contra celor care doresc să facă vaccin. Fiecare are legile sa. Dacă doresc să facă vaccin, să meargă să facă vaccin. Foarte bine, dacă așa mă zice, atât foarte bine să spun. Dacă nu dorești să facă vaccin, și simplu, iar este alegerea lui. E foarte bine să facă așa, dar eu nu pot să impun în primărie, să intri cu, să acum să stai cu foaia în mână, că sunt acum, este atât de multe lume care are treabă. Și nici n-ar putea ce fac. Haideți să vă gândesc că acum la Dedeman nu primesc decât aceea de la vaccin și ies oameni afară, ăia care lucrează la DDMA și îi servesc pe cei îmbarcat. Deci, dacă asta e o situație normală, nu știu. Da. Ei, la Kaufland te primești pentru că e magazin alimentar. Și sunt mai mulți, de asta, la DDMA sunt mai puțin. Și asta e da. Vrei să te duci la fir? Nu, 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 da? Îmi spune cineva, s-a dus seara undeva asta. Da. Așa că sunt și la noi cazuri, să știți. Cazuri nu foarte grave. Sunt cazuri de care au fost găsiți pozitiv, dar nu, nu sunt. Da, ca o fel de virus, ca o fel de... Și în perioada asta, cu multe sunt cam... Da. În ceea ce privește, am văzut că o să se înceapă, vă dați seama că aici o să înceapă să, să primească cererii pentru, cererii pentru încălzire. Gândiți-vă ce o să fie aici și la cererii pentru încălzire și care sunt persoanele care vin și câți vin pentru cererii pentru încălzire. Și atunci ar trebui să avem cine vine cu certificat verde, de cei care vin cu cererii pentru încălzire, hai să facem cinstit. O să amenajăm un loc aici. Nu mai dați pentru încălzire, nu are nici ce. Da, nu mai dau, dacă nu are, uite așa scăpăm, dacă așteptăm doar. O să amenajăm aici înăuntru, 3-4 mese, la distanțe mai mari, controlată, o să vină cineva, o să-i ajute și cam asta va fi cu cerere din încălzire. Dar nu, nu putem chiar așa să facem, adică să restricționăm, nu suntem încă la ora, să spun că, doamne, o să vin chiar vin cu Luca în magazin, e vorba de primărie, e vorba de document. Până la urmă se pot face lucrurile astea. Acum, da, am mai făcut ca cerere, deci cine vine și primește, cine vine după o cerere și așa, s-o les în jos, care sunt mai cu probleme și așa, s-o les în jos și a doua zi să vină după ce semnat la toată lumea, unde trebuie semnat și să vină a doua zi să o iei, în cazul în care sunt probleme mari. Cum astea ar fi? În mare, unii lucruri la care se lucrează acum, ceea ce se întâmplă aici, cam astea sunt. Mai sunt o grămadă de probleme minore, că da, seara nu numai minore, sunt și probleme majore, dar putem să rezolvăm chiar tot. Am fost ecolog în ceea ce, în ceea ce privește oxigenul și uitați cum mai spune ce și așa. Vedeți că am făcut economii și nu am făcut risipul de bani, am făcut economii și la Motorina, am lucrat cu utilajul noastră peste tot, așa cu oamenii ăștia care lucrează la deservire. S-au lucrat peste tot și chiar au făcut treabă cu mai decât chiar oameni muncitori. N-am ce să comentez, chiar da. O să-mi dau mașina, o să-mi dau locă, pentru că de acum avem asta. Da, cam asta e. Cam astea sunt. Vă mulțumim. Alte intervenții? Domnul Balaban. Domnul la grădinița asta, asta s-a făcut cu motorize ca și acolo. Cred că trebuie nu să vede la cei care vă încasați acolo, ca să găsesc nereguri, că se pună în vedere cum vor mai ajut în Israel. Da, dacă ai nu știi. Da, dacă se mulțumim în zadar să trebuie mai. Și mă dacă o altă propunere, așteptăm despre aprobare, dacă se poate, un ajutor de voluntari pentru... Nu astăzi. Nu astăzi. Lasă-mi să vorbească despre ea și după asta o să vorbim despre ea. Da. Ajutor de vorbăcare pentru locul, da? Îl vorbim astăzi despre el și prima ședință despre joarele niciun este care a murit în străinătate.
ajutor din punctul ăsta de vedere, iar în următoare ședință vom vedea ce vom putea să facem, spre certificatul de deces, să aducă o cerere pentru asta, da? Și vedem ce putem să facem, da. Alte intervenții? Dacă nu mai sunt intervenții, declar închise ședințele din data de astăzi, 28.10.2021. Vă mulțumim!